începând cu 1 septembrie, va reprezenta România la Fondul Monetar Internațional. Dânsul a început cariera în Banca Națională prin anii 90, mers apoi în Statele Unite, unde și-a luat un doctorat de succes, a predat și la o universitate americană și a revenit în anii 2000, la începutul anilor 2000, Banca Națională și a format, asta este cuvântul, nu singur, l-au mai ajutat și alții, o direcție din tineri specialiști, Direcția de Modelare Economică.